Clipe de groază pentru turiștii cazați într-o pensiune din localitatea Brezoi, în județul Vâlcea. Un incendiu a izbucnit în această dimineață în clădire, iar încăperile au fost inundate complet cu fum. În pensiune erau cazate peste 50 de persoane, majoritatea copii. 20 dintre cei aflați în interior s-au refugiat în balcoane, de unde au fost salvați de echipajele de intervenție. 16 copii și un adult au fost transportați la spital, cei mai mulți din cauza atacurilor de panică, dar și în urma intoxicării cu fum. Din primele date, pompierii au stabilit că incendiul, care a afectat 30 de metri pătrați, a izbucnit în camera centralei termice.